Salut băieți, astăzi suntem pe stadionul Espanyol Barcelona să descoperim ce tehnologii folosesc cei din Primera División, din La Liga, pentru a ține pasul cu jocurile video. Nu v-ați fi gândit la asta, că industria fotbalului este una atât de mare încât cei din domeniul televiziunii și care lucrează la procesarea filmelor de la fiecare meci s-au gândit să adopte tactici și tehnologii similare cu FIFA 18 și celelalte jocuri de fotbal pe care le știm cu toții. Pentru de vreo 2 ani s-au apucat să introducă chestiile astea. Fiecare jucător este urmărit de niște camere, fiecare mișcare este înregistrată, se știe viteza cu care aleargă, în ce sens, ce distanță are față de ceilalți jucători. Am separat niște clipuri în care o să pun cap la cap aceste lucruri, să le vedeți că chiar arată ca în FIFA 18 de la niște meciuri. De exemplu, am un sistem de 38 de camere realizat de Intel care filmează și permite reluarea unei faze din orice unghi. E adevărat, acum e pe Nou Camp și pe stadionul lui Real Madrid. S-a instalat după aceea pe Sevilla, mi se pare, și Bilbao și urmează încă 2 și vor fi 6. Fiecare meci de acolo poate fi, poți revedea fazele cu sistemul ăla. Aici la Espanyol au venit să ne arate Skycam. Este o cameră care, nu știu dacă o vedeți, că e foarte mică în spate acolo, care este legată practic cu 4 ațe din cele 4 colțuri și poate fi mișcată oriunde pe teren pentru a urmări fiecare evoluție. Poate, de exemplu, în cazul unui 11 metri să filmeze de la nivelul solului, astfel încât să vezi când șutează. Poate să filmeze, să urmărească în fugă un jucător ca și cum ar fi o dronă, doar că este o cameră legată pe ață. Poate să redea scenele din spate și tot felul de chestii de genul ăsta. Acum, fazele controversate, cele cu offside-ul și așa, pentru că totdeauna dintr-un anumit unghi pare că l-a fost în offside sau nu și din unghiul celălalt părea că nu e. Acum au camere care urmăresc jucătorul pe lateral și sunt fix pe linia dreaptă. Se poate vedea foarte, foarte clar dacă a fost sau nu offside. Cam atât în prezentarea mea, o să urmăriți în continuare cum lucrează tehnologia de la La Liga în cele 2 clipuri pe care le-am unit eu în continuare, să vedeți ce se întâmplă. Pot să realizez o prezentare 3D a jucătorilor înainte de fiecare meci, în timpul meciului să redea diverse faze, diverse scenarii tehnice, exact ca la FIFA a jucat pe PlayStation. Vor să facă din asta un spectacol, sunt multe chestii interactive, o să le vedeți pe parcursul prezentării și o să le vedeți pe aici o vă las să vedeți în continuare această prezentare, o să-i vedeți pe Messi și pe Ronaldo și după aceea trecem la o nouă chestie cu grafică pe care o pot face cei din La Liga. Funcția Be The Player permite în timpul unui meci de fotbal ca regizorul de transmisie să mute imediat imaginea de pe camera de sus pe camera cu vede jucătorul. În cazul de față el văzuse că sunt alți colegi acolo și a încercat să le paseze chiar dacă a dat-o aia. E o tehnologie foarte tare de la Intel, Intel Experience, cu vreo 38 de camere, dacă am reținut corect, care pot să redea o scenă din orice punct de vedere, inclusiv din punctul de vedere al jucătorului. O să scurtez un pic prezentarea asta, nu o să las chiar pe toată, dar cred că v-ați prins deja care faza cum se vede din timpul meciului.
pe aceeași idee, să transforme meciul de fotbal într-un spectacol, într-un joc video, este de video. Încă un scurt demo pentru funcția TrueView de la Intel. Cum poate să redea faza din diverse unghiuri? Vedeți că se vede offside-ul mult mai clar dacă camera este fix pe linie. Se vede când un jucător greșește sau când un jucător dă gol. Este totul mult mai spectaculos. Tehnologiile astea le-au importat de la americani, de la Super Bowl, de la Liga Națională de Hockey, unde au fost experimentate pe larg. În finalul acestei prezentări eu o să vă prezint modulul pentru antrenor, ce văd antrenorii în timpul meciului și cum poate să schimbe soarta unui meci doar prin această tehnologie. Am uitat să vă spun că este și o scurtă prezentare a SkyCam-ului, cum filmează el de sus și cum face toate jocurile. Cred că v-ați prins cum e treaba cu camera asta. Acum ne arată cum vede regizorul în platou și cum poate să integreze în transmisia TV aceste imagini pe SkyCam. Vă las un pic cu prezentarea și apoi trecem la cealaltă. Media Coach ăsta este un soft care se bazează pe alte camere, nu pe cele Intel, care înregistrează fiecare mișcare a unui jucător și de asemenea sunt corectate cu ajutorul unor observatori individuali. Ei permit această analiză a mișcărilor jucătorilor în timpul meciului, strategie, poziție, modul de a pasa sau de a juca mai agresiv, mai inapărat, la mijlocul terenului mai avansat, iar toate informațiile sunt transmise în timp real pe niște aplicații pe care antrenorul le folosește pe tablete. Vedeți că antrenorul este King, manual, bagă în teren. Îi explică ce trebuie să facă. Antrenorul vede în fiecare secundă toate statisticile de joc ale unui jucător, ce a făcut, câte faulturi, câte cartonașe, cât timp a stat degeaba, ce performanță are la șuturi de la poartă, câte abordate, câte aratate, toate chestii de genul ăsta, ca să poată să ia o decizie în timp real dacă acel jucător mai vrea să stea în echipă sau să fie schimbat. În plus de asta, datele nu sunt accesibile doar pe banca acolo unde este antrenorul, ele sunt accesibile și pe un desktop sau pe un laptop, la mare distanță, doar să ai conexiune bună din internet, astfel că antrenorul secund sau unul dintre consultanții antrenorului poate să acceseze acest lucru și să discute în timp real cu antrenorul despre ce schimbări ar trebui să facă ca să câștige un meci. Toate tehnologiile astea introduse de la Liga în ultimii ani au permis ca campionatul spaniol, Primera División, să devină practic cel mai performant la ora asta din lume și nu numai din Europa, ci și din lume. Iar echipele Barça și Real Madrid, pe baza acestor tehnologii, au crescut și ajungesc în viitorul. Cam asta despre tehnologiile noastre de la Liga, asta a fost prezentarea, pe mine m-a impresionat foarte tare și în același timp mai mare. Pe mine m-a impresionat foarte tare și în același timp m-am tristat pentru că m-am gândit la campionatul și m-am gândit cât de puțin șanse aveți să fiu cu adevărat competitiv în
ziua de azi compatibil, nu mai este doar talent, nu mai este doar fizic, în ziua de azi compatibil este spectacol și compatibil este legat foarte strâns de tehnologie, după cum vedeți, este dezvoltul mare. Skycam-a coboră jos, să ne uităm un pic la ea. O vedeți legată cu oațele din cele patru colțuri. Unul dintre fire este și fibra optică care transportă semnalul la calitatea maximă. Camera aleargă cu 12 metri pe secundă după jucători. Astfel, fiecare fază poate fi văzută la televizor mult mai interactiv.